Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a venit în sprijinul persoanelor nevoiașe din Episcopia de Bălți. La inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, o tonă de alimente neperisabile au fost oferite joi 17 martie 2022 centrului al Bălți. Acestea vor fi distribuite în perioada următoare instituțiilor de ocrotire socială, cu binecuvântarea preasfânsitului Părinte Antonie, episcopul de Bălți. Pentru noi, clerici și credincioși din Episcopia de Bălți, este o mare bucurie astăzi, în zi de primăvară, când Părintele Stares Nicodem de la Mănăstirea Hadâmbu a revenit în spațiul nostru, în Episcopia de Bălți, ne-a vizitat aici la Bălți și... Ca de obicei, cum face părintele Stareț, ne-a dus de această dată peste o tonă de alimente. Este, cred că a cincea sau a șasea oară când părintele Stareț ne vizitează și din dragostea lui nețărmuită față de Basarabia, față de Episcopie de Bălți ne aduce de fiecare dată daruri bogate. Aceste alimente care le-a adus astăzi Părintele Stariț vor merge la familiile nevoiașe din cuprinsul Episcopiei de Bălți. Știm cu toții că trecem timpuri de grea încercare, ținând cont și de faptul că în Răsărița pornă și un război. Aici, la Bălți, avem și un număr mare de refugiați pe care încercăm și noi, după putințele noastre, să fim alături de ei, să-i sprijinim orice dar. Orice ajutor din partea noastră către aceste instituții sunt binevenite și conducătorii acestor instituții de fiecare dată ne-au ne mulțumit pentru că și ei încearcă cumva să găsească resurse ca să, să, să mențină viața. Institutul respectiv, statul îi ajută, dar dacă mergem și noi, cu anumite daruri, de fiecare dată, ne-au mulțumit și s-au bucurat că suntem alături de ei. Și toți menționează în mod special implicarea episcopiei de bălți pe această dimensiune social-filantropică. Alimentele oferite episcopiei de bălți reprezintă darul fiilor duhovnicești și al pelerinilor mănăstirii Hadânbu. Bunul Dumnezeu că am reușit să revenim din nou. Să îl sprijinim, nu pe Prea Pereasențit, pentru că Pereasențit este foarte pentru cei sărmani, pentru cei necărțiți. Depunem foarte mult efort și suflet. Și văzând că este foarte apropiat de cei neboiași, de cei care au nevoie și sunt în lipsă, când reușim cu darul lui Dumnezeu, prin Feimei duhovnicești și toți că din care ne sprijină din puținul nostru, din. Ce trimite Dumnezeu în Sfânta noastră mănăstire. Revenim în Basarabia, unde consider că este o mare nevoie, și nu numai aici, și în sală la noi, dar aici am constatat că prea simțit-o foarte mult ținere la cei nevoiași. Și atunci am zis să revin din nou. Milosivul Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns cu bine și mulțumesc prea curat, mai în Dumnezeu, că l-am revăzut din nou pe preasfințitul. Nu l -am... Și să-i mulțumesc totodată preasfințitului la cererea noastră și cu aprobarea noastră preasfințitului nostru, Metropolit Ofan, deseori slujește și a slujit la toate hramurile, să spun, al Noastre